Ploieștenii care așteaptă acordarea unei locuințe sociale din partea primăriei trebuie să își refacă zilele acestea dosarul depus la Administrația Serviciilor Social-Comunitare. Trebuie ca până pe 17 decembrie să-și depună dosarul actualizat la sediul Administrației Serviciilor Sociale-Comunitare, respectiv pe strada Gheorghe Cantacuzino, a fost la cantină socială. Cei care își vor depune dosarul până pe 17 decembrie vor accede la lista de priorități pentru anul 2014, astfel încât să aibă șansa de a primi o locuință socială. Acest lucru trebuie făcut neapărat, în caz contrar cei în cauză riscă să nu mai primească locuință. În cazul în care cineva nu își actualizează dosarul, este scos de pe listă? Din nefericire, da, aceasta este legislația și ea trebuie respectată în consecință. Cei care nu vor putea ajunge până pe 17 decembrie la sediul ASSC nu vor putea intra pe această listă de priorități. În momentul de față, aproximativ 400 de familii așteaptă construirea unor locuințe pentru a se muta cu chirie la municipalitate. Autoritățile intenționează să facă un cartier pentru ele pe strada Libertății.